Salutare și bine ai venit la o mică discuție despre finanțe personale și investiții, de data asta prin perspectiva lui Robert Kiyosaki și a lucrurilor care s-au întâmplat și de care a vorbit la recenta conferință pe care a avut-o în București. Numele meu este Dan Sulica, mă ocup cu investiții de 20 de ani. Am realizat site-ul ideișibani.ro pe care te invit să-l vizitezi și canalul de YouTube, unde postez videouri, webinarii și date informative la care te invit să te abonezi. Please, subscribe! Mulțumesc frumos! În urmă cu câteva zile am fost la seminarul lui Robert Kiyosaki împreună cu colegi de-ai lui, împreună cu alți invitați. Trebuie să spun că a fost un eveniment extrem de interesant, în care am învățat foarte multe, atât din punct de vedere pozitiv, dar și din punct de vedere negativ. Robert Kiyosaki este un personaj deosebit. Am intrat în contact cu el prin cărțile lui în urmă cu 10 ani, când am citit Tată bogat, tată sărac, și care a avut un impact foarte important asupra mea. Într-o mare măsură aș putea să spun că mi-a schimbat viața. Da, la momentul respectiv făceam investiții de aproape 10 ani în imobiliare și cunoșteam câteva lucruri din acest domeniu, însă modul lui de a aborda lucrurile, modul lui de a vedea aceste subiecte m-au ajutat foarte mult și am continuat să citesc cărțile lui, am fost în contact cu canalele lui de comunicare, am văzut videouri, am văzut conferințe, am văzut o groază de lucruri și pot să spun că, din punctul ăsta de vedere, cele pe care le-a prezentat la conferința lui nu au reprezentat neapărat noutăți. Nu pot să spun că am aflat niște chestii de care chiar n-auzisem. Nu, nici vorba. Au fost cam aceleași lucruri. Însă faptul că l-am văzut pe Kiyosaki live, faptul că el pe scenă este un showman, asta este clar, pentru mine a fost un mare plus, a fost un lucru bun și mă bucur că am participat la acea conferință. Dar pentru majoritatea celor care poate nu erau în contact cu ideile lui, chestia asta a reprezentat a dus și multe semne de întrebare. La genul, omul ăsta chiar vorbește serios? Lucrurile de care el vorbește se pot aplica în România? Chiar funcționează? Și ăsta este motivul pentru care am vrut să fac acest video, pentru a vorbi de câteva lucruri care funcționează și se aplică în România cu mare succes și altele care nu prea. Bun, ce este pe partea cu plus? Ce este ceva care sigur funcționează și un lucru pe care Kiyosaki îl aduce și ni-l explică la modul cel mai percutant și cel mai convingător? Sunt aspectele legate de mindset, de modul de gândire. Aici el spune că există mai multe moduri de gândire. Există modul de gândire al celui sărac care spune: chestia asta nu se poate, chestia asta nu o să funcționeze niciodată. Toți sunt hoți, banii sunt răi, nu se pot face bani în mod cinstit, nu îți poți îmbunătăți finanțele personale, investițiile sunt o păcăleară, sunt jocuri de noroc și așa mai departe. Pe de altă parte, există punctul de vedere al celui bogat, al celui care este educat financiar, al celui care este în contact cu informații care le-a aplicat în viața lui și care știe că există oportunități, știe că există moduri de a face afaceri cinstite, există moduri de a îmbunătăți finanțele personale, există moduri de a face investiții care sunt suficient de simple, care funcționează suficient de bine, astfel încât pe termen lung vor face diferența între a fi pe zero și a avea un portofoliu consistent. Principalul mod pe care el îl explică este modul de a vedea lucrurile. Realitatea este fix aceeași.
Singura diferență este dată de felul în care noi o vedem. De exemplu, să zicem că ne aflăm într-o zi de primăvară mohorâtă, friguroasă, sunt 15 grade afară, da? Și vine în România un om care a trăit toată viața la Polul Nord. Ce o să zică acesta? Wow, cât de cald este, da? Sunt 15 grade. Gândește-te că el posibil să aibă câteva zile pe an în care, știu și eu, temperatura trece semnificativ de 0 grade. Poate se apropie, nu știu, de 10 grade. El n-a văzut în viața lui 15 grade. Îi va fi cald și este perfect normal să fie așa. Și tu te uiți la el și zici, hello, cum adică este cald afară? Nu vezi, sunt 15 grade, trebuie să umblu cu geacă pe mine. Asta este realitatea lui. Și este o realitate perfect corectă, la fel cum este corectă și realitatea ta despre ceea ce se întâmplă. Pe de altă parte, vine un turist din Orientul Mijlociu. Vine din zona subsahariană. Și la 15 grade o să-i se pară frig. Spune, wow, n-am trăit asemenea frig în viața mea. Într-o zonă în care temperaturile scad rar sub 20 de grade, a te afla la 15 grade, o chestie, wow, dar e chiar frig, nu? Va fi îmbrăcat cu ceacă, cu căciulă. Cunosc acest lucru, am lucrat multă vreme la Facultatea de Medicină, aveam studenți mulți din țările arabe și în zilele de astea de primăvară ei veneau cu ghete, cu geci groase, cu căciuli. Era normal, ei așa sunt obișnuiți. Încă o dată, realitatea este una singură. Contează doar din ce punct de vedere o vezi. Dacă o vezi din punctul de vedere al lipsei posibilităților, al nu se poate, nu merge nimic, n-am ce să fac, nu, imposibil, atunci vei vedea numai lucruri care să-ți confirme acest lucru. Pe de altă parte, dacă o vezi din punctul de vedere al oportunităților, da, există oportunități și aici. Da, se poate. Și culmea, dacă mai intri în contact cu oameni care să-ți prezinte aceste oportunități, care să-ți spună cum să le pui în aplicare în cazul tău personal, atunci te vei convinge că, într-adevăr, acesta este cazul. Ăsta este punctul bun al lui Kiyosaki. Faptul că ne explică acest mod de gândire care chiar funcționează. Punctul slab al lui Kiyosaki este că nu ne explică cum funcționează acest mod de gândire. Nu ne explică, sau cel puțin la conferința pe care a avut-o în București, nu ne explică nici el și nici restul colaboratorilor din echipa lui, nu ne explică câteva lucruri practice pe care noi le putem pune în aplicare aici în România și care, într-adevăr, să ne convingă de faptul că există oportunități și că le putem pune în aplicare. El se poziționează din situația milionarului și zice, domnule, un milionar face așa, un milionar niciodată nu face așa. Și are perfectă dreptate. Problema este că el lasă impresia că, domnule, așa ar trebui să faci și tu. Un milionar face așa, un om bogat face așa, cam așa ar trebui să faci și tu. Ori chestia asta este total, total falsă. Da? Dacă un pilot de Formula 1 conduce o mașină pe pistă cu 300 de kilometri pe oră, nu înseamnă că de mâine sau de săptămâna viitoare sau de luna viitoare te poți urca în mașina ta și să o conduci pe autostrăzile din România, câte sunt ele, tot cu 300 de kilometri pe oră și după aia să te dai jos fericit din mașină, să zici, da, da, funcționează. Nu. Faptul că el lasă această impresie este o chestie de marketing. El trebuie să vină și să epateze și să șocheze. El trebuie să atragă atenția. Și atunci atrage atenția în felul ăsta. Ți aruncă în față, domnule, bogații fac, milionarii cu tare, ți aruncă niște exemple în care el a rulat niște milioane și te lasă să crezi așa cumva, mă, știi ce, ar trebui să faci și tu chestia asta, ar merge. Nu-i chiar așa de complicat. Mai vin niște membri din echipa lui și spun, da, să pot câștiga, ba, mulți așa, după o zi pe alta, știi, vânzătoarea Maria care a câștigat aseară
400 de euro pe piața Forex, poți să faci și tu chestia asta, nu e o problemă. Ori, chestia asta e o păcăleală. Da, îți poți construi libertatea financiară, îți poți construi o viață mai prosperă, dar nu în felul în care este înfățișată la prima vedere. Dacă citești cărțile lui Kiyosaki, vei vedea că lucrurile sunt mult mai încetişor explicate, mult mai pas cu pas, și vei vedea faptul că în mare măsură le poți pune în aplicare chiar în România. Câteva exemple. El vorbește despre impozit zero. Da? Chestia asta este o păcăleală, treaba asta cu impozit zero. Acum trebuie să înțelegi de unde vine. Ea vine din faptul că în SUA și în țările civilizate impozitele sunt foarte ridicate. Ajung la 40%, la 60% din venituri, în funcție de categoria de venituri. Și atunci, în clipa în care tu vehiculezi un impozit zero sau ceva de genul ăsta, atunci automat toată lumea va ridica antenele. Toată lumea va fi atentă. Ce? Cum ai zis, vreau și eu să fac chestia asta. Există în România posibilitatea de a plăti impozit zero? Bineînțeles că există. Cineva îmi spunea, nu există așa ceva. În impozit, în România, impozitul pe chirii, pe venitul din chirii, este 10%. Nu poți să nu-l plătești pentru că se cheamă evaziune fiscală. Și da, din punct de vedere al persoanei fizice, impozitul este 10%. Bine, există suma forfetară de 40% care se scade, plătești 10% pe ce rămâne pe 60%. Deci, în total, plătești 6% pe întreaga sumă a chiriei. Și nu poți să nu o plătești. Pe de altă parte, dacă ai avea o firmă, da? Să zicem că ești proprietar al unui apartament și îți faci o firmă care are ca obiect administrarea proprietăților imobiliare. Există acest cod CAEN, îl cunoaște toată lumea, nu este ceva ascuns. Și tu faci un contract de comodat prin care îi acorzi firmei tale posibilitatea de a administra acest imobil, în sensul că să-l închirieze, să-l renoveze, să-l... știu și eu ce mai este nevoie la el, și atunci firma ta va fi cea care va încasa chiria și firma ta va face respectivele cheltuieli. Firma ta va fi impozitată, sigur, în funcție de categoria în care se încadrează, poate să fie impozitată cu 3% pe încasări, care, bineînțeles, este sub impozitul de 6% ca persoană fizică. Poate să fie impozitată cu 1% dacă are cel puțin un angajat, sau poate să fie impozitată cu 0% dacă plătește impozit pe profit. Impozitul pe profit este 16%, dar dacă firma ta are aceste încasări și mai are și alte cheltuieli, sau poate realizează niște investiții cu banii respectivi, poate mai cumpără alte lucruri, alte proprietăți, atunci este posibil ca la sfârșitul anului aceste ieșiri, aceste cheltuieli să compenseze intrările și să rămâi cam pe zero, deci să plătești cam 0% impozit. Există chestia asta în România? Să poate? Da, să poate. Este o idee bună să o iei așa de bază, să o iei. Dom'le, chestia asta trebuie să o punem în aplicare indiferent ce s-ar întâmpla. Nu, este o prostie. E o prostie să-ți propui să plătești impozit fix zero. Este bine să plătești un impozit cât mai mic. Dar chestia asta cu zero dă foarte rău. Dă foarte rău în scris, dă foarte rău la ANAF și, crede-mă, nu vrei să ți pui pe oamenii aia în cap să... Deci chiar nu vrei chestia asta. Și așa în România impozitele sunt foarte mici. Încă o dată, comparând cu ce este în străinătate, 10% și 10%, în România sunt mici. Sigur, excepție fac cele pe forța de muncă, cele asupra angajaților, care sunt mari, într-adevăr. Dar cele asupra firmelor, asupra investițiilor, venituri din dividende, da? Venituri din dobânzi, venituri din câștigurile de capital, sunt mici. Venituri ale firmelor. Poți să ai venituri de
3%, 5%, impozite de 3%, de 5%, de 10%, da? Care sunt foarte mici. Și culmea, le mai poți reduce în continuare. Deci, a-ți reduce impozitele este un lucru bun. A insista ca ele să devină fix zero, după părerea mea, este o greșeală și nu are niciun sens. Diferența între 0 și 1, 2% la buzunarul tău, practic, o să fie insignifiantă, însă în hârtii contează destul de mult. Un alt lucru la care Kiyosaki vine cu un punct de vedere foarte valid, dar cu soluții foarte puțin practice, este cel al investițiilor. El se referă la investiții din punct de vedere al ceea ce se numește investitor calificat sau marele investitor. Și are perfectă dreptate. Investitorii mari se comportă într-un anumit fel. De ce? Pentru că ei au un anumit gen de informații. Ei sunt în contact cu oameni, cu profesioniști care lucrează în acel domeniu de mulți ani. A venit un specialist al lui pe nume Sandy, care lucrează în zona piețelor de capital de peste 15 ani. Da? Omul ăla a învățat multe, omul ăla pune în aplicare foarte multe. Ați imagina că de a doua zi poți să faci și tu aceleași lucruri doar pentru că el le face? E o copilărie. Din nou, este ca și cum un mare pilot de Formula 1, nu știu, Michael Schumacher, îți explică ție într-o jumătate de oră sau într-o oră cam cum să conduce mașina de Formula 1 și tu îți imaginezi că te duci, te urci în ea și te vei descurca minunat. Nu o să funcționeze chestia asta. Piloții de curse fac școli care durează ani și capătă experiență care durează ani de zile până ajung într-adevăr să se descurce pe un circuit cum este cel din Formula 1, să facă față sau chiar să obțină rezultate bune. La fel se întâmplă și cu investițiile. Faptul că el, Kiyosaki, a ajuns într-o anumită poziție și într-un anumit loc, nu înseamnă că noi de mâine, așa fără mare efort și mare educație și fără prea multe informații, vom putea face fix același lucru. Nu. El chiar spune în cărțile lui, omul obișnuit trebuie să înceapă mic. Omul trebuie să înceapă cu pași mici. El spune pe scenă, savers are losers. Cei care economisesc sunt niște fraie. Da? Păi, pă bune, stai o secundă. Deci dacă tu nu economisești bani de la o lună la alta, cum o să ai posibilitatea să faci investiții? Ce o să investești? Banii pe care îi moștenești de la mătușa Tamara? Ah, ok, nicio problemă. Mătușa Tamara e o mină de aur. Dar poate că nu toți avem o astfel de mătușă Tamara. Și atunci va trebui să-ți construiești pe baza finanțelor tale personale, pas cu pas, un portofoliu care să funcționeze și în vreme rea, și în vreme bună, și care, pe termen lung, se va transforma într-un portofoliu consistent și care, de ce nu, te poate transforma într-un om bogat. Ce, Kiyosaki a devenit milionar așa peste noapte? Nici vorbă, i-au trebuit zeci de ani să devină milionar. Dar el nu ne spune chestia asta pe scenă, pentru că e un show. Și atunci, dacă îți imaginezi că poți lua aceste lucruri de care el vorbește la pachet, cum se împrumută el pentru a realiza acele investiții, uite, de exemplu, în SUA, companiile sunt și oamenii particulari se pot împrumuta la bănci venind cu un plan și venind cu proiecții ale veniturilor viitoare. Da? Eu vreau să cumpăr un apartament de 100.000 de euro pe care îl voi închiria cu 700 de euro. Te rog, bancă, ia-mi în considerare acei 700 de euro pe care îi voi încasa, vin cu 10.000 de euro avans, dă-mi un credit de 90.000 de euro pentru că voi putea să plătesc rata la el cu chiria pe care o voi încasa.
La ei funcționează. La noi nu funcționează. Băncile nu sunt dispuse. Nu, nu. Tu trebuie să-mi demonstrezi astăzi că ai posibilitatea să plătești rata la acel credit, că altfel nu îți dau bani. Păi da, dar știi că atunci când o să am apartamentul, o să fac... Nu. Pe băncile noastre nu le interesează acest lucru. Și atunci sistemul este diferit. Plus că pentru om obișnuit a se împrumuta așa cu sume nebunești ca să facă niște super investiții, înseamnă să-l expună la niște riscuri pentru care pur și simplu poate că nu e pregătit. Și atunci, a te gândi că poți aplica acele variante pe care le face Kiyosaki în mod curent, a le aplica exact cum sunt ele împachetate și cum sunt livrate nouă, nu funcționează. Ce poți face pe de altă parte? Poți lua partea bună, care este cea de mindset, să stai deschis la oportunități și să înțelegi că există multe lucruri pe care le poți face chiar din postura de investitor individual, mic investitor, cum spun eu. Și să te informezi. Și un mijloc de informare este a citi. Alt mijloc de informare este de a intra în contact cu persoane care se ocupă de acest domeniu. Persoane care fac lucrurile astea și care nu sunt cei mai mari investitori după planetă. Persoane care sunt la un nivel apropiat ție și care vorbesc de lucruri pe care le poți înțelege, care le explică la modul practic, pas cu pas, cum pot fi puse în aplicare. Și un astfel de exemplu este conferința Money Days, care va avea loc în București, în intervalul 15-16 mai, iunie. 15-16 iunie 2019 și care se va referi exact la acest lucru. Nu sunt chestii de marketing, chestii care să te epateze. Sunt oameni care lucrează în domeniul acesta al educației financiare. Oameni ca mine, ca tine, ca cei care ne ascultă și care vin să împărtășească din experiența lor și vin să dea exemple practice și aplicabile de lucruri pe care ei le-au făcut și pe care le poate face oricine, fără să trebuiască să fie milionar, fără să trebuiască să aibă un training de luni de zile și de ani de zile. Da? Kiyosaki ne dă exemplul tranzacționării de opțiuni. Da, funcționează opțiunile, dar tot el ne spune că a trebuit să învețe 3 ani și jumătate cum și ce se întâmplă cu aceste opțiuni până să le înțeleagă, până să le poată pune în aplicare și pariez, nu este el cel care tranzacționează cu mânuța lui, ci sunt niște oameni deștepți, cum este consilierul lui, advisorul lui Andy Tanner, care se ocupă full-time cu astfel de lucruri și care, de fapt, administrează acest portofoliu. Deci, ați imagina că de mâine poți să faci chestia asta fără nicio problemă? Pă bune, e puțin tăl ridicol. Sau tranzacțiile alea în piața Forex de care vorbea Sandy cu sume mari așa câștigate peste noapte. Pă bune, credeam că am depășit momentul ăsta în România, în care tot ce se auzea era bun de luat. Ok. Ce poți face? Poți afla variante care chiar funcționează și cum funcționează ele la modul cel mai practic, astfel încât să-ți aducă și niște profituri rezonabile și nici să nu-ți aducă niște riscuri nebunești. Hai să-ți arăt. Ăsta este site-ul ideișibani.ro și aici este bannerul cu conferința Money Days 15-16 iunie 2019, la care până pe data de
20 mai poți obține o reducere semnificativă de 300 de lei cu codul DAN special. Într-un cuvânt, nu contează că îl scrii cu litere mari, că îl scrii cu litere mici. Este o ofertă specială, este o ofertă promoțională. Asta este cea mai bună ofertă și dacă te interesează, uite-te și hotărăște-te pentru că ea va expira în curând. Sunt 9 speakeri, printre care se află Luca Dezmir, realizatorul celui mai vechi blog de finanțe personale și investiții, Milionarul Mioritic, Valentina Delcu, colegul meu de cursuri de la științabanilor.ro și subsemnatul, alături de alte persoane pe care personal le cunosc, sunt oameni super care vor veni să-ți dea informații concrete, exacte, precise despre ce fac ei și nu povești despre vânzătoarea Maria care face niște profituri incredibile din piața Forex. Nu în ultimul rând, Corina Mândoiu, care va vorbi despre impozitare, impozitare inteligentă și vei vedea cât de mici sunt impozitele din zona investițiilor. Aici este programul pe cele 2 zile și vei vedea că există, pe lângă biletele obișnuite, niște pachete. Pachetele acestea, noi le-am numit Family, includ 2 bilete și vei vedea cu acest discount că prețul per bilet ajunge să fie mai mic de jumătate decât la un bilet obișnuit. Da, este o ofertă specială, o ofertă de early bird, cu o lună înainte de acest eveniment, ne-am gândit că este frumos să punem la dispoziție celor interesați, celor motivați, o oportunitate la un preț promoțional. Dacă faci click pe astfel de buton, atunci vei vedea că la biletul silver cu prețul normal de 690 de lei, dacă pui aici 2 bilete, actualizăm coșul și obținem pachetul Family, care costă 790 de lei. Dacă aplicăm acest cupon DAN special, atunci suma care rezultă este de 490 de lei pentru 2 bilete. Cu alte cuvinte, un bilet va reveni la 245 de lei, care înseamnă mai puțin de jumătate decât prețul de listă. Dacă ți se pare o idee bună pentru situația ta personală, pentru locul în care te afli și pentru destinația pe care ți-o propui pentru viitorul tău să participi la această conferință, intră pe site, citește despre ce se va vorbi acolo și ai ocazia să beneficiezi de această ofertă promoțională. Dacă ai alte metode de a te informa, este foarte bine, nu contează decât ce funcționează pentru tine. Gândește-te care este cea mai bună metodă pentru tine și te încurajez să o pui în aplicare, pune-o în aplicare constant, zi de zi, și vei obține rezultate nemaipomenite pe termen lung. Eu îți mulțumesc pentru participare, îți urez mult succes în continuare și nu uita că un om informat este un om mai bogat. La revedere!